Accidentul s-a petrecut la ieșirea din Teleorman spre București. Se pare că șoferul BMW-ului s-ar fi angajat într-o depășire fără să se asigure. Din sens opus circula regulamentar o auto utilitară în care BMW-ul a intrat frontal. Impactul a fost devastator. Bă, dar tu cu copii în mașină, gonești cu viteza aia, mă, mă, n-ai copii. Stricai mașina pe crâmbă dacă ieșeai? Eu nu sunt eu, mă, stai liniștit. Șoferul BMW-ului a fost rănit și transportat cu o ambulanță la spital. Polițiștii au deschis în cauză un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și fac cercetări pentru a stabili cine se face vinovat de producerea evenimentului rutier.